Acum filmăm într-o altă încăpere din voliera nouă, să zic așa, domnului Dinu Alexandru Mihai din Braz Prahova, care sunt găzduiți câțiva pui, cât sunt 2, 4, 6, 8, 8, da? da. Au fost 10, dar din cauza răpitoarelor. Le-ai dat drum afară? Sunt învățați Da, aici la da, tine? da, da, Zboară? da, Și le mai dai drum și acum? Sunt cam da. micuți, într-adevăr. Da. Păi nu, trebuie să. Și numai la cei 8 sau le dai drum cu ăștia mai mari Nu, împreună? momentan doar la cei 8 Doar încep la să ce? învețe să zboare în stol și după aceea o să-i Da. dau la comun. Până la ce dată îți lași porumbei liberi afară toamna, Cât Alex? îmi permite din cauza răpitoarelor, că uite, de exemplu, și la ora actuală atacă Atacă, nu? foarte, foarte mult, da. Dar de Bun. obicei cam chiar și în decembrie le-am mai dat drumul, Da? da. Cel puțin o dată pe săptămână le mai dau drumul. Când e vremea bună, Da, când e soare exact, afară, frumos, exact, nu? da. Ăștia de la domnul Lucian Țapă, da? Da. Văd că sunt frumoși, Sunt arată bine. din lotul de zbor al dânsului. Aha. A, deci după ce s-a încheiat sezonul și a mai Da. scos câțiva pui. Da. Da, sunt șanse mari pentru că provin din familie de zburători. O să vezi, să-ți facă o figură frumoasă Bineînțeles. în primăvara următoare. Până la ce distanță o să-i zbor ca iarlingi? Iarlingii sunt adeptul să-i zbor doar în etapele gen caplanii, doar demifonduri Da. și atât. Și eu. La 2 ani fondurile și eventual anumiți porumbei la maraton și abia la 3 ani maratoanele. Da. S-ar putea să strângi ceva până la 3 ani, adică dacă nu se pierd, nu o să ai pierderi Da, mari. păi asta e și ideea, că gen dacă o să ajung la un moment dat să am un lot numeros, cum are și domnul Țapu la ora actuală cu pui 90 de porumbei, Da. o să fiu nevoit să-i zbor mai dur. Așa Dar e, așa e. Acum ești la început și da, trebuie să-i menajez un trebuie să-i pic. menajezi puțin, da. Super frumos. Să sperăm că îți rămân toți, că nu o să mai lipsească niciunul. O să învețe să zboare ca lumea și în Și primăvară peste 2 ani să veniți la lupta cea mare să-i filmați, da. să-i filmez, da, în poziție de campion, nu așa Da, oricum, da, da? exact. Bravo, Alex, mă bucur mult pentru tine. Te felicit pentru pasiunea asta frumoasă pe care o ai, Mulțumesc frumos. pentru efortul pe care îl depui. Știu că nu e unul mic, Da. e greu de unul singur, dar sunt convins că o să izbândești, o să fie bine. Sperăm. Baftă multă în continuare, îți Mulțumesc. doresc.